Încă doi jucători s-au alăturat gazului metan în cantonamentul din Spania. Este vorba despre Ștefan Drăghici, un mijlocaș în vârstă de 21 de ani care a semnat un contract valabil pentru următoarele două sezoane, și Răzvan Popa, un fundaș central în vârstă de 22 de ani. Ambii jucători vin de la Universitatea Craiova și au semnat angajamente pe 2 ani. Le-am început în paralel o campanie de transferuri, dar și aici, fiind clubul încă în această situație de reorganizare, suntem extrem de limitați, în sensul în care nu putem să oferim salarii foarte mari, plafonul este destul de redus, nu putem să oferim bani la semnătură, cum fac alte cluburi, cum face competiția. Nu putem să alocăm fonduri pentru agenți, pentru că se practică treaba asta, vorbim lucruri concrete, deci suntem destul de limitați și asta nu ne dă o flexibilitate foarte mare în a atrage jucători, și atunci, chiar dacă mie personal ca și antrenor nu-mi convine în totalitate, pentru că e adevărat că e mult mai ușor să lucrezi cu jucători maturi, experimentați, cu un CV și cu un grad ridicat de experiență în spate, am făcut o altă strategie și încercăm să targetăm jucători cu o medie de vârstă mai scăzută, cu un potențial pe care noi să-l identificăm la ei, dar care încă nu sunt definiți, care încă nu au confirmat 100% unii dintre ei. Ne-am uitat și către ligile inferioare și am adus și de acolo, dar încercăm să reclădim echipa și să întinerim în paralel. Până în momentul de față, ca să fiu mai exact, am adus 6 jucători. Am văzut speculații prin presă care nu sunt în totalitate reale. Vorbim de jucători care sunt definitivi ai gazmetanului, vorbim de contracte pe minim 2 ani de zile. Am încercat să schimbăm... Drăghici Popa aici, la ei te refer, nu? Da, sunt jucători definitivi, o ven de la Craiova, vor fi jucătorii media și pe cel puțin 2 ani de zile, și din cei șase jucători care au venit, cel mai în vârstă este Sergiu Buș, care are 26 de ani, și făcând și o medie, am făcut o medie a vârstei celor care au venit, 22.8, deci 22 de ani și 8 luni e media de vârsta jucătorilor care au venit. Eu am încredere foarte mare în ei. E posibil perioada următoare să apelăm și la 2-3 jucători cu experiență ca să facem o balanță bună, dar dacă anul trecut multe jocuri, în primul 11, regăseam 8, 9, chiar 10 jucători peste 30 de ani, în momentul de față vorbim de o echipă care să fie cu medie de vârstă mai scăzută, dar în paralel, eu cred că elementele care le putem aduce în joc este energie, implicare, atitudine, devotament, dorință de afirmare și dorință să facem un sezon cât mai bun. Pentru perioada următoare, managerul lui Gazmetan Media și-are în vedere 2 sau 3 jucători din străinătate. Fotbaliștii, monitorizați deja de staful tehnic al gazului metan, vor aduce pe lângă experiența lor și un plus de valoare în lot. O treime să fie jucători care să încercăm să-i aducem din străinătate. Aici e o muncă mai complexă și mai profundă, pentru că vorbim de un proces de monitorizare. E posibil ca perioada următoare să vedeți și niște nume care nu sunt neapărat cunoscute publicului din România. Vorbim de jucători din străinătate, deja îi urmărim de ceva timp, am făcut scouting și i-am văzut, am cules cât mai multe informații și suntem într-un proces de negociere. Nume nu pot să dau pentru că strategic nu ar fi în avantajul nostru. Ce pot să spun este că e posibil ca în perioada imediat următoare să mai reușim să ne regimentăm încă 2-3 jucători, dar 2-3 jucători care să aducă nu doar experiență, dar și plus valoare, plus calitate pentru echipa noastră. În cursul dimineții de joi, Gazmetan s-a înțeles cu cehul Lucas Dropa, în vârstă de 30 de ani. Conform unor surse din cadrul clubului, este vorba despre un mijlocaș central care a mai lucrat cu Edi Iordănescu la Pandurii Târgu Jiu. Lucas Dropa a activat ultima oară în Kazahstan. În această vară, Gazmetan i-a transferat pe Răzvan Popa, Ștefan Drăghici, Sergiu Buș, Neluț Roșu și Musa Sanoh.